așa cum am promis. Bună dimineața din nou, Liza Savon, Gabriel Fereșteanu, aici cu voi, cu capul în zori, cum altfel? Cu capul în zori și cu sufletul deschis. Măi, lasă-o, hai că-s poetă de această dimineață. Ce poetic te-ai trezit azi dimineață, Doamne Dumnezeu. Mare poet. Am aflat că voi fi obosit în cursul săptămânii, nu în primele zile. Am primit mesaje, mai multe mesaje. Apropo de aceste undeva mesaje... Pe miercuri, așa. Miercuri, da. Nu știu, habar n-am. Eu zic că nu o să fiu obosit, știți cum e ideea asta. Nu ești obosit, dar mesajele știți unde le-am primit? Pe Facebook-ul nostru cu capul în zori și pe Instagram-ul nostru cu capul în zori. Noi chiar citim toate mesajele pe care le primim acolo și pe paginile noastre și pe paginile emisiunii. Așa că, dacă vreți, în această dimineață, în orice dimineață, puteți să intrați să ne dați like-uri și comentarii. Știi că ne mai plângeam noi că pierdem bani, că da. Am pierdut. E, uite, industria nord-americană de concerte a pierdut anul acesta din cauza pandemiei. Atenție, peste 30 de miliarde de dolari. Da. 30 de miliarde de dolari? Nu știu cât înseamnă 30 de miliarde de dolari. Vrei să-ți spun? Eu am o întrebare. Ia. Cum poți să pierzi ceva ce nu ai? Ei nu i-au avut... Păi se prevedea un câștig. Se prevedea, dar nu i-aveau, deci nu i-au pierdut. Sau în comparație cu anul trecut. Știi? Eu zic că n-ai cum să pierzi ceva ce nu ai. Da, e bine. Mă rog, hai să oricum, zici. Suma asta include evenimente, veniturile adiționale, inclusiv sponsorizările biletelor, produsele promoționale, transportul, restaurantele și activitățile economice care au legătură cu evenimentele. În suma asta de 30 de miliarde de dolari vorbim despre toate aceste venituri. Aia e, lasă că-și revin ei oamenii. Ne revenim noi, fraților, că suntem puternici. Și Fereșteanu, apropo că ai spus de Facebook, de Instagram, hai să lansăm provocarea cu dragi. Corect! Doamne, de când ne ținem să lansăm această provocare, sper că ne aude și al nostru Răzvan. Răzvan, sper că ne auzi, da? Da. În Răzvan acest de la moment, online. Răzvan al nostru de la online. În acest moment, dragilor, ne-a venit nouă idee. Nu nouă. Nu nouă. Fetelor de la make-up, de la hairstyling, care ne fac în fiecare dimineață să arătăm a oameni, ne-au sugerat așa, pentru că al nostru... platou, a noastră căsuță de aici de la TVR1 a suferit modificări frumoase. Corect. Așa, în spirit de sărbătoare. Ne-am gândit așa să căutăm cel mai frumos brad, dar în rândul vostru, celor care ne urmăriți. Sunt sigur că mulți dintre cei care sunt cu noi în această dimineață deja au bradul în casă. Deja au luminițele, decorațiunile de Crăciun și cam tot ce înseamnă spiritul sărbătorilor în casă. Așa că, dragilor, pe Facebook-ul nostru și pe Instagram-ul nostru așteptăm poze cu decorațiunile de Crăciun pe care le aveți acasă. Cu ei lângă brad, mai bine. Și cu voi lângă brad, și cu voi fără, doar cu bradul, doar cu luminițele. Căutăm cele mai frumoase decorațiuni de Crăciun, cele mai frumoase luminițe, cei mai frumoși brazi. Și vrem... poate aflăm și niște povești frumoase. Vrem să avem poveștile ale să intrăm... brazilor împodobiți sau ale decorațiunilor, cine știe. Știi cum e? Suntem curioși. Deci, pe Facebook, în comentarii, cei mai frumoși brazi să se adune, cei mai frumoși brazi să se adune pe Facebook în comentarii de la voi. Așteptăm și vrem tot așa, poate undeva pe 24 sau când să anunțăm. Cel mai frumos? Da. Pe 24. Hai să fie pe 24. Pe 24 facem anunțăm cel mai frumos brad făcut de voi. Așteptăm așadar în comentarii pe Facebook poze cu voi alături de brazii împodobiți de voi. Sau de altcineva. Important e să fie special și frumos. Să fie spiritul de Crăciun din casele voastre și alături de noi. Nu putem fi noi împreună în număr mare fizic, dar putem fi împreună de Crăciunul ăsta în spiritul sărbătorilor din casa fiecăruia dintre oamenii cu care ne trezim noi în fiecare dimineață aici. Hai să vedem, Andra, dacă tu ți-ai împodobit bradul deja. Bună dimineața din nou. Bine, v-am regăsit. Încă nu este gata bradul. Abia aseară l-am cumpărat și astăzi mă pregătesc să-l împodobesc. Chiar astăzi de ziua mamei mele o să... La mulți ani. Mulțumesc, da, îi transmitem la mulți ani și multă sănătate și vedem și știrile chiar acum. Mulțumim, Andra, ne revedem ora următoare. Fereșteanu, dacă ai ști tu cât de dor mi este să călătoresc. Și pe iarnă m-aș duce, și pe vară, și pe primăvară, și pe toate anotimpurile. Știi cum aș călători și eu?
Cu mine sau? Departe. Totul e să fie vremea bună. Ai, da, bine. Cu Bianca? Da, da, așa e. Dacă e cu Bianca, sigur e vremea bună, dar să vedem și temperaturile, dacă sunt cele ok. Nici nu mai observi. Bine, v-am regăsit. În țară, vremea se va menține în general închisă, dar mai caldă decât ar fi normal, mai ales în regiunile sudice. Temporar va ploua slab în Dobrogea, Muntenia, Moldova și cu totul izolat în rest. Maximele din marile orașe se vor încadra între 6 grade la Iași și Cluj-Napoca și 9 grade la Constanța. În Europa va predomina aspectul închis al vremii. Ploi abundente sunt preconizate pentru vestul peninsulei iberice, unde vom avea maxime de 16 grade la Lisabona. Predominant frumos va fi în partea centrală a bazinului mediteranean, mai ales în Italia, unde maxima va atinge valoarea de 12 grade la Roma. Precipitații mixte se vor semnala în țările scandinave, Lapovița și Ploaia din sudul Norvegiei fiind însemnate, iar maximele aici vor fi de minus 5 grade la Moscova și 6 grade la Praga și Berlin. Liza Fere, Angie! Oh, a reținut! A reținut! Ce tare! Mulțumim, mă, Bianca! Îmi plac pantaloni, ei scurt! Nici că haide, te-ai uitat așa, ai zis, Doamne, ce picioare are Bianca, așa zic, exact. Și eu, și ai zis, da, până la urmă să nu zic ce picioare are Bianca, le-ați să zic... Scurți. Sunt ce pantaloni scurți are, așa zic și eu, ce bluză frumoasă ai, dar nu mă uit la bluză neapărat. Am totuși o surpriză pentru voi în această dimineață, fii atentă. Stai că mă fac că nu văd. Nu, uite-te, da, că am o surpriză alta. Da, așa. Am unu, așa, două, trei! Începând de astăzi. Vouchere. Începând de astăzi dăm cadou 3 vouchere în valoare de 100 de lei, adică 300 de roni. Mâna. 300 de roni, suntem din ce în ce mai aproape de sărbători, ceea ce înseamnă că am și mărit premiile cu ajutorul partenerului nostru Ocean și mulțumim pentru treaba asta. Telefoanele sunt deja afișate pe ecran. Întrebarea este sau nu este la noi în minte, ca să fiu sincer, nu la mine este, nu este. Uitați-vă la fețele noastre, că nu blanc. Dar măcar vrem să vă dăm cu zâmbete la această dimineață și în fiecare dimineață aici, pe TVR-ul. De să sune telefonul, ce să mai încolo și încoace. Așa. Ileana din Cluj. Știam că e deja cineva bună pe linie. Bună dimineața! Sărut mâinile, ce faceți? Bine, mă bucur pentru emisiunea asta care urmăresc de mult. Vă mulțumim din tot sufletul că sunteți cu noi. Aș vrea să vă întrebăm un singur lucru, pentru că știți că avem voucherele pregătite. Eu sunt convins că la dumneavoastră ajung. Așa. Și întrebarea este, cu cine ne-am băut astăzi de dimineață cafeaua prin Skype? Cu Doinița. Perfect. Acesta este răspunsul. Doinița Oancea. Și cu mine. Foarte bine. Și sperăm să ne bem toate cafelele de acum înainte alături și de dumneavoastră. Și vă mulțumim mult că sunteți cu noi. Voucherele ajung acolo, în Cluj. Așa. Mulțumesc! Mulțumim. Tot să aveți o zi frumoasă și, dragilor... Asemenea și sărbători fericite tuturor! Sărbători la fericite! La fel. Și fereșteanu, pentru că suntem în plină iarnă și suntem mult mai predispuși să răcim, pentru că există și răceală normală dincolo de COVID, am zis să aflăm astăzi cum ne sporim imunitatea prin alimentație pe timp de iarnă de la nutriționistul nostru, Vasim Nazer. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci? Voi ce faceți? La microfonul. La microfon. Voi ce faceți? E dimineață și nu prea auzim așa încă. Na. Te-ai trezit? Gata? Am trezit. Vasim, eu vreau să-ți spun un lucru. Nu știam până acum că îmi pot imuniza corpul prin alimentație. Nu am știut acest lucru. E cel mai important. Ei sunt soldații care ne protejează din virusul, microburi, tot ce avem în corpul nostru. Și asta se face cel mai important prin mâncare, prin ce ne hrănim. Și cât mănânci lucruri sănătoase, cu cât soldații sunt mult mai puternici, mult mai eficienți. Uh-huh. Da, și cum îi facem pe acești soldați mai puternici? Mai puternici. Da. Să le dăm hrana care ne ajută să ridicăm imunitatea, să ne depărtăm de lucruri care le scade. De exemplu, lucruri ce, tot ce înseamnă fast food, trebuie să evităm. Trebuie să mâncăm echilibrat, nu, să nu mâncăm mult. Stați așa că eu nu ai înțeleg, zis de fără fast food și... Bine, și aici am și o problemă. Avem câte o problemă, vrem să vă spunem. La fast food e cam greu să renunțăm. Da. Măcar o dată pe săptămână poți să mănânci fast food. O dată pe săptămână ar fi în regulă, nu? O dată. Corpul nostru poate să evite treaba asta, să treacă peste. Dar să nu fie în obicei. Cum suntem noi acum, lucrăm foarte mult, ajungem foarte târziu acasă. Este mâncarea noastră
de zi de zi e fast food-ul și asta e o mare greșeală. Ea scade imunitatea noastră. Iarăși, hidratarea, asta e foarte importantă. Noi iarna nu prea bem apă, că nu ne este sete. Da, și asta e o greșeală mare. E o greșeală mare, nu trebuie să bem apă când ne este set. Trebuie să bem apă în mod normal. Trebuie să, dacă nu poți să bei apă, să măcar ceaiuri. Dacă nu folosim orice fel de ceai, cel mai bun este ceaiul de verde, ceaiul de ghembir, că am văzut că aveți și ghembir acolo. Da, le avem, da. Și folosim, asta e important. Mai avem până acolo. Fructe, legume. Fructe, legume. Fructele care sunt de sezon, cum este portocală, lămâie, cătină, miere de albină. Iar și e foarte importantă, dacă e amestecată cu cătină, e și mai bine. Să o consumăm dimineață, ca să ne dea și imunizare pentru tot restul zilei. Okay. Fructe, legume, apă, asta ar fi secretul pentru a fi imunizați în această perioadă. Fast food odată pe săptămână, asta să știi că mi-a dat speranță. Practic poți să fii și fericit cu un fast food pe săptămână, eu cel puțin sunt mulțumit. Zi-mi o mâncare gustoasă, dar sănătoasă, care îți place ție. În general sunt cea mai bune, vorbind de perioada asta, sunt supele. Te ajută foarte mult și dacă e un pic cu piper negru, mult mai mult. Ce înseamnă? Dacă nu vrei să te îngrași, poți să fierbi, să zicem, puiul, găină, orice vrei să fierbi, să bei doar zeama. Zeama conține foarte mult vitamine, conține foarte mult zincul, care este, să zicem, în oasă sau piele, și te ajută foarte mult. Nu vrei să o consumi pe toate, poți să o consumi ca ceai. Să iei doar zeama și să o bei toată ziua. Asta te ajută foarte mult la imunizare. Zama ajută în orice situație. Exact, exact. Și fiți atenți, pentru că vin sărbătorile de iarnă și vom fi tentați să exagerăm, probabil. Nu, probabil, nu vom mai fi mult tentați, ca sigur. Sigur vom fi. Să exagerăm cu mâncarea. Ce alimente totuși să încercăm să evităm? De sărbători nu putem să evităm ceva. Putem să mâncăm orice, dar deci cantitate liber. Mică. Asta e important. Poți să mănânci ce ai acolo? Sarmale. Dar nu trebuie să mănânci toată oala de sarmale. Trebuie să mănânci două, trei. Cozonac, același lucru. Poți să consumi o felie de cozonac, dar să fie dimineață, prima parte al zilei. Dulciul, în general, să-l consumăm dimineață, prima parte al zilei, ca să ai timp să le... Deci avem cozonac. Voie dulce dimineața? Da, dar nu. Cantitate mică. Orice ai voie. Dacă n-ai probleme, în ce general, înseamnă ai cantitate voie. Mică? Stai că trebuie să stabilim clar aceste lucruri, și nu? Mai vreau să vă spun un lucru, Liza. Vasim, vreau să vă spun un lucru. Măi, când mă apuc de tort, cred că sunteți în situația mea. Când pui o felie, măi, e greu să nu o pui și pe a doua. Aici e problema. Aici e problema, nu? Deci dacă ne oprim noi la o felie care, să zicem, e atâta. Ok. Da? Cât pot după al mei, da, exact. Da, am, da. Să zicem, 200 de grame. Da. Așa. Nu e problema. Nu. Dar e problema că o să cer a doua și mai există altă dulciuri, o altă plăceri care o să mai le iei pe lângă. Aici devine problema. În mod normal putem să consumăm orice, dar cu moderație. Echilibru. Exact. Asta e important. Să nu stăm toată ziua. Sărbătoare nu înseamnă să stăm toată ziua pe masă. Mâncăm, consumăm puțin. Puțin. Da. Tu ai dreptate. Același lucru și la băutură. Aici vine și alta problemă cu băutură. Și aia are foarte multe calorii. Accesul ei este foarte... Are foarte multe probleme la inimă, la... Știți, nu trebuie să vă zic multe. Da, efectele sunt, da, să zicem, că sunt sărbători, poți să consumi de foarte puțin. Da. Că e sărbătoare, atât, nu alt motiv. Totuși, un pahar de vin pe zi, nu? Recomandă și medicii la un moment dat. Dacă vrei să-ți zic pe bune, este un mit. Păi pe bune, e un mit. De ce? Ca un gram de alcool, când intră în corp, toată digestia ta nu mai funcționează bine. Corpul tot încearcă să elimină alcoolul respectiv, să nu ajungă la creier. Okay. Știi, mult alcool o să ai problemă cu el. Și atunci o să toată digestia, să scoate alcoolul ăsta din corp, are beneficii. Are lucruri foarte multe bune, dar face și foarte multe lucruri rele. Și de asta sunt alte lucruri care poți să le mănânci. O măr pe zi poate să facă și el minut. Știți? Dar noi evităm mărul. Ascultăm de vin atât. Noi, de fapt, ne gândim la struguri, să știi, nu la alcool. Poți să consumi struguri. De ce nu consumi struguri? A, da, uite, de ce nu m-am gândit la asta? Asta și eu mă gândeam, la struguri, da, de ce nu strugurii se consumă în loc de vin? Vă dați seama. Știți ce alimente ne mai plac, nu? Da. Da? Și ție? Da, normal. Usturoiul și ceapa. Sunt minunat. Au efecte adverse? Sunt minunat și mai ales în perioada asta, cât ai consumat struguri, ridici foarte mult imunitatea. Deci poți să le consum. Lege. Și cum le consumăm cum ca le să... Gătim? Ce, exact. Cum putem să le gătim cât să-și păstreze proprietățile? În general, noi orice legumă nu trebuie să o gătim foarte mult. Trebuie să o, să o lăsăm al dente, să rămână vitaminele și proprietățile în ea. Ceapă și usturoi poți să-l consumi și crude.
beneficiile maxe sunt în crude. Okay. Dar poți să le folosești și în mâncare, dar să nu le folosești orice legumă și orice fructă, orice fruct, nu trebuie, dacă îl gătim, să nu îl gătim foarte mult, să rămâne proprietățile în el. Fiert sau prăjit? Usturoi. Da, prăjit. Hai, eu evit, să zic eu, mereu prăjit, dar dacă ai pus puțin ulei, merge și prăjit. Puțin. Ulei de măsline sau de floarea soarelui? Noi acum ne luăm notițe. În general, uleiul de măsline e mult mai sănătos, dar să fie și ulei de măsline natural, să nu fie doar scris acolo ulei de măsline. Adică trebuie să ne uităm pe etichetă să scrie 100% virgin? E, da, asta e foarte important. Asta este important la ulei. Am notat, mie cam greu cu 2-3 salmale pe tot Crăciunul, ai zis așa? Nu, nu, pe zi am zis. Pe zi, măcar. 4. Când consum o masă, vorbesc la o masă, pot să consum atâta, nu să consum... Un fel principal cum. Da, exact. Deci fără cârnăciori după sarmale, fără friptură... Sau consum cârnăciori, nu să consum toți odată. Am înțeles. Sărbătorile sunt lungi. Exact, țin o săptămână întreagă. Țin o săptămână, poți să... Se supără mama pe mine, crede-mă. Deci păi și noi timp o săptămână păi să mănânc. Știți, asta e încă o problemă. Noi, de când eram mici, trebuie să mănânci tot. Exact. Asta e foarte greșeală foarte mare. Noi am învățat copii la anumite greșeli care au ținut toată viața lor. Trebuie să mănânci tot. Nu, nu trebuie să mănâncă tot. Trebuie să mănâncă cât nu este... Gata, nu mai este foame, atât. Okay. Să nu mâncăm tot. Dacă mâncăm tot, haideți să ne greșeam. Am și o întrebare. Pentru că suntem copii cu minți și ascultători. Zi, Bianca, scuză. Am o întrebare. Tot timpul am fost curioasă dacă este adevărat că uleiul de măsline încins devine toxic. Este adevărat. Este. Asta, să nu trebuie să prăjim în el. Să călim de aia, dar să nu prăjim în el. Dar nu poți să prăjești cartofi cu ulei de măsline, că devine mai toxic. Mai ales ce fel de ulei este. Asta e foarte important. Și cafea... Extra virgin. Ah. Extra virgin, da? Păi a zis Fereșteanu că trebuie să fie neapărat virgin. Vreau să vedeți că am și eu niște cunoștințe. Și cu cafeaua cum stăm? Cum trebuie să o bem ca să nu ne afecteze? Pentru că știm și de miere, că dacă o pui când cafeaua este când clopotită... O folosești, miere când o folosești, nu trebuie să fie produsul respectiv cald. Să fie clococotit. Un pic încălzit, ca să poată să se topească. Și dar fără zahăr? Fără... E foarte important să-l bei fără zahăr. Zahărul, în general, nu face bine oricând ai folosit. Dar dacă vrei să consum cafea, o poți să o consum fără zahăr. Okay. Și puțină lapte. Puțin lapte. Da? Eu să știi că îmi pun jumătate de cană de lapte și puțină cafea, dar, de obicei. Să zic, dacă vrei să faci, să scadă în greutate. În mod normal poți să pui mai multe lapte, dacă n-ai probleme cu greutatea. Nu, cafea slăbici așa oricum, uite ce frumos. Doamne, vedeți? Doamne, vă zic în această dimineață. Poate slăbesc, dar nu în perioada sărbătorilor. Am slăbit oricum până acum. Dacă fac o pauză de sărbători, n-ar fi chiar atât de grav, nu? Nu. Nu. Asta chiar nu e grav. Ok. Și asta nici nu... înainte de sărbători să-ți propui să slăbești un pic. E bine să slăbești un kilogram, două, înainte de sărbători. Să ții o regimă înainte și după. Să faci loc, exact. Stați liniștit, am reușit asta. Ce cuita, am slăbit mai mult de 3 kg în ultima perioadă. Îți mulțumim tare mult și te mai așteptăm de fiecare dată. Sărbători fericite. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Și? Și cum s-au zi? În felul următor. Așa. Spre stele. Că a venit. E aici, lângă noi. Ea este the one and the only. Mădălina Manole, astrolog. Bună dimineața din nou, dragii mei. Astăzi avem o eclipsă de soare în zodia Săgetător, așa că haideți să vedem ce spun astrele. Berbec. Ai șansa să deschizi noi porți profesionale, să progresezi prin studiu și cunoaștere. Nu este exclus să resimți o mai mare nevoie de dezvoltare a unor abilități care să te ajute să continui pe cont propriu, independent de profesia actuală. Taur. Noile începuturi sunt strict relaționate de bunuri materiale și de modul în care îți câștigi banii. Vei conștientiza că nu munca depusă este cea care îți aduce profit și vei avea capacitatea de a specula niște oportunități care îți aduc venituri în mod indirect. Gemeni. Ești vizat de această eclipsă de soare de astăzi, iar marea șansă pe care o primești acum se manifestă în sectorul relațiilor și colaborărilor. De la o nouă etapă în cuplu și până la o nouă variantă a ta pe care o expui celorlalți, totul este posibil. Rac. Ai șansa să aduci schimbări în stilul de viață actual, iar acestea pot fi relaționate cu schimbările apărute la locul de muncă. Este o ocazie bună să începi noi activități colaterale, poate minore, dar care în timp îți pot aduce noi oportunități de progres profesional.
Leu, se reaprinde bucuria de a trăi în sufletul tău, iar asta poate însemna o nouă poveste de iubire, o sarcină pentru cei care își doresc să devină părinți sau pur și simplu curajul de a-ți exprima un talent, de a da viață unei pasiuni, unui hobby, de a face ceea ce îți place. Fecioară, eclipsa de soare de astăzi îți va aduce ocazia de a-ți schimba raportarea la familie, la casă, la ideea de cămin în sine. Acest aspect poate însemna o schimbare de atitudine în legătură cu sarcinile gospodărești, poate o mutare, o schimbare de domiciliu, o renovare a locuinței. Balanță. Ai șansa să spui în valoare niște abilități ce țin de comunicare. Să obții o diplomă, poate să te folosești de un atestat în progresul profesional. Unii nativi pot avea revelația unui dialog care să le deschidă noi drumuri, inclusiv în relația cu partenerul de viață. Scorpion. Se schimbă raportarea la modul în care îți câștigi banii și asta îți poate aduce ocazia îmbunătățirii veniturilor, fie din activități recent descoperite, fie prin punerea în practică a unor talente personale. Dai altă valoare muncii tale și nu sunt excluse creșterile salariale. Săgetător, eclipsa de soare de astăzi se petrece în zodia ta și îți aduce momente puternice de conștientizare legate de propriul tău stil de viață. Apare o nevoie de reinventare, de renaștere, de integrare a unor noi principii și credințe care să-ți deschidă o nouă direcție de viitor. Capricorn, este un moment karmic care îți aduce iertare și împăcare cu trecutul, nevoia de pace interioară. Realizezi că tot ce ai trăit și decis în legătură cu viața ta a contribuit, de fapt, la evoluția ta. Regretele se dizolvă și conectarea la spiritualitate și divinitate este puternică. Vărsător, ai posibilitatea de a cunoaște noi persoane care se vor dovedi importante pentru progresul și evoluția ta, fie personală, fie profesională. Poți intra în noi anturaje alături de care să dezvolți noi proiecte. Pești, această eclipsă de soare de astăzi îți poate aduce o ofertă profesională, ocazia de a intra pe o nouă direcție în carieră sau șansa de a-ți atinge un obiectiv pentru care ai depus mult efort. S-ar putea să fii nevoit să-ți asumi noi responsabilități, indiferent de dorința ta. Liza Fere. Madalina, cum sunt ei pești la coadă, măi, nene, măi. Doar la horoscop, la ordine, atât. Că în rest sunt top, nu? Fiecare zodie are partea ei bună. N-ai... Punctele ei forte. Exact, așa. Și punctele ei forte ale, mă rog, punctele forte ale tuturor zodiilor, zic eu că țin în legătură cu dorința de a călători. Și de asta vreau să vă port pe toate zodiile, de aici, de acasă, într-o călătorie până la Craiova, pentru că acolo se află a noastră colegă Oana Danciu, care s-a întâlnit cu niște aitiști care preferă decorațiunile de Crăciun, dar mai multe ne spune Cherea. Bună dimineața, Oana! Bună dimineața, dragilor de la Craiova! Vă salută și colegul meu, Ionuț Șerban, care și de această dată este alături de noi. Iar aici să știți că munca este întoi și avem un ITist, un programator mai exact. Bună dimineața, Ramona Manda! Bună dimineața! Ce se întâmplă? Nu ești la calculator, ci faci decorațiuni de Crăciun. De 4 ani, în fiecare an, luăm o mică pauză de la programat și de la calculatoare și ne apucăm să facem decorațiuni, să le creăm noi, pentru a ajuta în diverse situații în care este necesar, cu bănuți atât cât putem noi să ajutăm. Ce ai făcut anul acesta? Că am văzut că deja ai aranjat câteva obiecte aici. Desigur, am făcut semne de carte. Nu sunt chiar în temă de sărbătoare, sunt cu floricele, însă sunt foarte drăguțe. Am făcut și clasicele globuri, colegele mele au făcut cutiuțe de bijuterii, tablouașe, au făcut coronițe mai de sărbătoare, mai festive, mai înflorate. Avem pe toate gusturile. Vă așteptăm pe site-ul nostru, pe târgul nostru online, aveți acolo tot ce vă puteți dori și idei de cadouri mai ales, că în această perioadă uneori suntem în pană de idei de cadouri. Cum se împacă meseria de ITist cu cea de handmade? Faceți obiecte handmade atât de frumoase. Păreți specialiști și în acest domeniu. Mulțumim frumos! Se împacă foarte bine, pentru că noi la calculator nu putem fi foarte creativi și atunci, în timpul liber, ne dăm frâu liber imaginației și creativității. Și tocmai pentru faptul că la job nu suntem creativi, ies lucruri extraordinare când ne punem creativitatea la contribuție. Și primiți și feedback din partea celor care vă cumpără produsele, astfel a ajuns târgul la 4-a ediție.
Bineînțeles, am avut vânzări din ce în ce mai mari în fiecare an. La început, normal, este mai greu, mă află mai puțină lume, însă pe parcurs au venit din ce în ce mai mulți oameni la târg, când era târgul față în față, bineînțeles. Și feedback-ul este foarte bun. Oamenii sunt foarte încântați de ceea ce reușim noi să facem. Ramona, îți mulțumesc și îmi doresc să vindeți toate aceste obiecte, sunt cu adevărat speciale. Însă există și mai mulți oameni care vor să ajute, iar târgul și-a câștigat de-a lungul timpului mulți prieteni. Una dintre ele este Simona Pața, reprezintă asociația Life is Better with Friends. Simona, bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit! Cum e târgul de anul acesta în pandemie? Este un pic altfel, deoarece am pierdut cumva contactul cu oamenii și pentru noi era important să ne vedem și să-i simțim, să simțim susținerea lor și fizic, numai că nu s-au dat în spate și anul acesta au fost alături de noi, deși ne-am mutat târgul online și ne-am alăturat clubului programatorilor, ei au venit și sunt alături de noi. Ce voiam să te întreb, Simona, de data asta, așa cum spuneai și tu, este pandemie, este un târg adaptat pandemiei. Cum se desfășoară de data aceasta? Știu că ați organizat și niște workshop-uri. Am organizat și workshop-uri. Ne-au ajutat foarte mult Asociația Clubul Programatorilor, pentru că s-au ocupat punctual de fiecare detaliu al site-ului. Ei au pus, pe lângă faptul că au făcut decorațiuni, așa cum vă spunea și Ramona mai devreme, au lucrat și la partea de programare, astfel că toate decorațiunile noastre le puteți găsi pe Creative IT, site-ul nostru. Acolo găsiți și workshop-uri, tot felul de lucrușoare, tot felul de workshop-uri realizate de oameni care se ocupă cu diferite domenii despre care, de la care puteți învăța o grămadă de lucruri ce vă pot ajuta. Fie că ne pregătim acum de sărbători și putem modela cu zahărul, fie că suntem într-un impas cu firmele noastre și atunci putem vorbi despre marketing, fie că ne dorim să facem fotografii mai profesionale, putem să facem un workshop, să învățăm de la profesioniști despre cum să facem fotografii cu telefonul mobil, aranjamente florale, din nou, putem învăța cum să realizăm un aranjament de masă, cum să combinăm culorile acestuia. De fapt, asta este frumusețea acestui târg, reunește oameni din domenii diferite, iar cei care participă și vor să doneze pot să învețe și lucruri noi sau să-și dezvolte pasiunile. Sigur că da. Ce voiam să te întreb, toți acești bănuți pe care voi ați reușit și reușiți în continuare să-i strângeți, unde vor merge de data aceasta? Anul acesta suntem alături de Iulia, este o micuță de 5 anișori, diagnosticată cu leucemie. Tocmai zilele trecute, 2-3 zile în urmă, ne scria mama Iuliei și ne-a spus că fratele ei a ajuns și el în Italia. Iulia este în Italia internată într-un spital. Cazul ei a fost acceptat acolo. Să sperăm că se va recupera repede și că toți acești bănuți pe care voi ați reușit să-i strângeți prin intermediul acestui târg îi vor folosi. Noi ne oprim însă aici de la Craiova, însă dacă sunteți în pană de idei, dacă vreți un cadou special făcut cu multă dragoste, nu ezitați să intrați pe pagina târgului. O zi minunată să aveți de la Craiova! Mulțumim tare mult, Oana, zi minunată să avem cu toții și știu că acum voi intra așa, voi afla niște secrete pentru fete. Exact, atenție fetelor, pentru că urmează să învățăm cum să ne aranjăm părul pentru sărbători. Suntem pieptănate, aranjate și pregătite pentru o schimbare de look propusă de Irina Nicolae. Bună dimineața, Irina! Bună dimineața! Ce faci? Bine! Da. Ce ne-ai adus astăzi aici? Ne-ai adus 3 meșe? 4. 4 meșe. Da. Și care-i povestea lor? Sunt nou apărute? Sunt invenția mea. Le-am creat acum, am început totul acum 6 ani. Așa. Deoarece am părul foarte rar și am purtat extensii, tot felul de extensii, timp de 13 ani. Și cum, na, de obicei sunt mai inconfortabile, am zis să creez ceva mai
mai simplu, practic, mai simplu okay. demontat și da, deci mai ai practic. Venit în ajutorul nostru celor care nu ne pricepem să punem meșe și să ne fie mult mai ușor, da? Ca să da. Fim gata, cam în cât timp? În 2 minute. În 2 minute? Ați auzit bine, da? Angi, Bianca, hai să vedem. Cum te numești? Andreea. Bună dimineața, Andreea. Ești pregătită da. Pentru o schimbare de loc? Da. Da. Povestește-mi un pic despre cum o să o faci pe Andreea. Ea are păr șaten. Ea are păr șaten, deci voi folosi această extensie. Așa. Este de tip spider. Da? Ok. Și oferă volum și lungime în doar 2 minute. Și cum ne alegem meșele? Eu, sincer, mi-aș alege cu asta blondă. Și eu aș fi curios să te văd cu asta aceea blondă. Este... Cu asta blondă, nu? Da. Aceea este creată recent la cererea unei cliente. Este doar pentru coadă. Ok. Este doar pentru coadă. Dar crezi că m-ar prinde blondul, Irina? Nu cred. Ah, nu, eventual niște șuvițe. Ok. Așa, procedura. Să revenim la procedura. Procedura. Am ales o cărare în formă de U, pornind din față. Ok. O să tapez foarte puțin părul pe așa. Forma cărării. Și apoi? Atașăm extensia cu clipsuri. Tip spider. Da, am extensia tip spider. Așa. Mamă, wow, da. Wow. Deci se atașa, sunt niște clipsuri acolo? Sau ce? Da. Ok. Așa. Ia uite ce repede se face. O prind și pasta mai bine. Mamă, deci nu mai ai nevoie nici de feon, nici de placă, nici de... Bine, mă rog, meșele le coafezi înainte, presupun, da. Nu? Nu neapărat, le putem coafa și după ce le atașăm în păr. Pentru că țin, sunt da, rezistente. Exact. Deci dacă vrea cineva să mă păruiască după aia, ele țin. Nici chiar așa. Nici chiar așa. Aia, mă rog, da. Mă gândeam, da. Lăsați. Inițial nu credeam că o să funcționeze atât de bine acest produs, dar în timp eu și prietenele mele le-am tot purtat și am realizat că sunt cele mai confortabile și Stai să ne zică și Andreea, sunt confortabile. Da, sunt foarte confortabile. Nu știu dacă te auzi. Și ușor de montat, nu cred că se auzi. Ba da, s-a auzit. Deci sunt confortabile, Andreea, da? Da, sunt foarte confortabile și ușor de pus. Și sunt ușor de pus. Tu ți-ai pus singură? Te-am învățat, Irina? Fac o... Da, m-am învățat și pe mine și este foarte comod. Sunt foarte comode. Da. Ok, deci mai tragem o șuviță. Mai tragem o șuviță, am văzut da, că mai dat, că mai trebuie să... Nu? Am făcut o cărare deasupra segmentului inferior. Așa. Și atașez clipsul, am unghiile lungi și se desfac. Deci... Așa, gata. Sunt două meșe, nu? Nu, este una singură, are 8 segmente okay. și noi atașăm doar segmentele de sus. Așa. Am făcut o cărare, apoi am atașat al doilea segment. Da? Ok. Bun, și acum trebuie să te întreb, ce buget îmi trebuie pentru aceste meșe? Între 1700 și 3000 de lei, părul fiind de foarte, foarte bună calitate. Eu zic că este un cadou foarte bine, este foarte bun pentru sărbători, nu? Poate fi un cadou pentru prietena cea mai bună, de exemplu, pentru sora, pentru mama, din partea mamei poate fi. Cum se întrețin aceste meșe? Se spală în mod normal. Șampon și mască. După care le uscăm sau le lăsăm la uscat pe seară și dimineața, nu știu, le găsim gata. Ai terminat, Irina? Da. Deci da, asta este o coafură. În cât timp ai făcut-o? Cred că nu știu, un minut jumate. Un minut jumate, cam așa? Da. Cum e? Cum te simți? Foarte bine, sunt foarte ușoare. Așa. Plăcute. Și foarte ușoare și foarte plăcute. Angi, te-a convins că și ție îți plac meșele? Da, vreau și eu părul lung, da. Vrei și tu părul lung? Mamă. Așa. Da, pot realiza extensii pentru orice tip de păr. Ok. Da, în funcție de nevoile clientei, fiecare client în parte. Personalizezi? Da, le personalizez în funcție de nevoile clientelor. Și în funcție de culoarea părului, nu? Da, bineînțeles. Okay. E păr natural, nu? Este păr 100% natural, da? Deci cineva și-a tuns părul, și-a tuns podoaba capilară, ca să ne facem noi părul mai lung. Mergem mai departe, o faci și blondă pe Andreea?
Blondă? Nu. Nu. Ok, deci nu merge. Țin să precizez că am făcut o extensie nouă pentru coadă, da? Aha, la cerința unei cliente. Asta încă deci asta e pentru coadă aseară, da, pentru că e foarte confortabilă. Această extensie este foarte confortabilă și de aceea mi-a cerut clienta în mod special să-i fac o extensie pentru coadă, care va arăta foarte natural. Da. Și știi că îmi vine să le probez pe mine, dar dacă ai zis că nu merge blondul... Și acest sistem îmi permite să fiu foarte creativă. Ok. Și am realizat aceste două pe cornițe, care, să ne zicem. Prind părul în două codițe sau una, da? Okay. O bag prin... bagă părul șuvița, prin, okay. Șuvița prin acest cerculeț. Așa. Și o... atașez, gen, așa, iese părul pe aici și fac un coc. Am sau, înțeles. Așa, mergem puțin în zona de fashion, să zicem. Mai așa. Da, stiliștii sunt foarte încântați pentru că le fac munca mai deosebită, să zicem. Urmează niște colaborări. Și poți să ne spui despre ce colaborări este vorba? Arată pentru videoclipuri, pentru shooting-uri. Cine ți-a cerut? Ai zis videoclipuri, videoclipuri muzicale, nu? Da. De presupun. Cine ți-a cerut? Poți să ne zici? Laola. Laola. Este prietena și colaboratoarea mea, da? Ok, o pupăm, o salutăm. Deci să ne așteptăm că le va avea în videoclip, nu? Aceste mese va avea. Da, aceste mese le va folosi Laola. Următoarele le vor folosi alte cântărețe vedete. Știi, eu mai am o întrebare pentru tine. Noi am învățat că odată la 3 luni trebuie să ne întundem. Da. Așa e? Să ne tăiem vârfurile. Da, pentru că părul se degradează și... Da, da. Deci dar, procedăm cum trebuie. Da, cu ajutorul extensiilor, oricum putem să... să avem părul lung și frumos, exact. Iar părul nostru poate fi, nu știu... Și tendințele le dai tu sau te ghidezi după cele date din afară? Tendințele în materie de hairstyling? Mă ghidez după hairstyliști pricepuți, să zicem, și apoi vin și eu cu creațiile mele, cu ideile mele. Și care sunt tendințele? Ai? Să zicem iarna, că ai zis că, uite, deci asta poate fi pentru un party cu familia? Da, poate fi pentru un party cu bine, familia. Bine, și romantic, vreți, așa să știi, vreo... Da, exact. Putem, nu știu, să prindem părul. Ia. Deci pentru, pentru a fi mai elegantă, nu știu, să-i prindem aici o clămiță. Și avem, dacă poți să te întorci puțin cu spatele. Bună, Andreea. Opa. Să nu cazi de pe... Avem un styling foarte drăguț. Uite că nu se observă că sunt meșe foarte tare. Nu, deloc. Așa. Așa, putem prinde și părul, nu știu, pentru o petrecere în pijamale. Sau, pijama, cu fetele. Bine, cu fetele. Și cu băieții, hai că primi și băieți la petrecerile cu pijamale. Diferit, dar nu? Îți prind două codițe? Dar vinoși tu cu 2-3 băieți ceva. Păi nu vin singur, stați liniștiți. Stați așa liniștiți. Te rog. Să te faci și tu blondă până la final, te rog. Nu vrea să mă facă, pentru că zice că Irina, nu Irina, nu-i pui și ei ceva, o șuviță blondă? Că vreau să văd. Puteam să-i pun cele de acolo, de pe masă. Păi asta aș vrea, că eu aș vrea să o văd blondă. Da? De cum mă vreau și eu blondă, dar nu-mi iese. Am și emoții. Vă dați seama. N-ai de ce să ai, Irina, emoții. Deci uite, în pijamale, pregătește-te să mă vezi așa. Sau Aniel, care ești. Așa, prietenul meu. Uite, diseară, nu, în weekend, fii atentă. În weekend, Irina, pentru o petrecere de weekend în pijamale, cu iubitul sau cu prietenele cele mai bune, sau cu mama, cu sora, sau cu Bianca, sau, cu Angie. Sau cu o îmbrăcăminte foarte cool. Așa. Păi stai că pijamale, eu la pijamale nu sunt așa cool, să știți. La avem și o scolăriță aici. Fără pijamale. Ia uite, Ferestea nu zice că se poate și fără pijamale, nu? Te vrem blondă, te vrem blondă, te vrem blondă, te vrem blondă. Foarte cool. Putem face orice fel de coafă. Hai, hai, hai să vedem. Hai, hai să vă. Mari, cea care mi-a făcut părul de dimineață. De când am momentul ăsta. Îmi pare rău, Mari. Dar ia să mă vezi blondă. Păi asta am vrut. Cum o să stea. Da, uite. Și îmi plac foarte mult pentru că sunt lungi, să știi, Irina. Da.
Sunt foarte lungi și orice fată își dorește părul lung. Am și scurte pentru doamne, okay, care vor să fie, nu știu, pentru doamne care au depășit, să zicem, așa, vârsta de 50. Da, să știi că și eu, poate la un moment dat, mi-aș fi dorit. Voi mai tapa, da? Așa. Așa. Nu e, așa. Să vedem. Îți aduc un scaun, Liza? Da, ar trebui. Ia, o secundă. Stă? Asta să. Wow. Așa. Aici. Vă rog frumos, feedback pozitiv, doar. Stai, te uiți la mine, te rog, după. Da, băi, dacă m-am vrut blondă, uită-te. Da. Doamne, ce păr frumos ai și lung. Nu te-am văzut niciodată așa. Ce repede mi-a crescut, nu? Exact. Ia uite, noroc cu Irina. Unde te găsim, Irina? Pe online unde putem cumpăra aceste meșe? De unde? Momentan mă găsesc pe Instagram și Facebook și la salonul Le Grand Art, pe strada Negustor. Da. Deci Irina Nicolae pe Facebook și Instagram. Da. Nu, Irina Necale. Irina Necale. Okay. Ina, underline, n capală și spun și numele extensiilor. Nu doare, doar mă strâmb eu. Da, nu face. Nu, păi nu, asta voia să zic. Ia, asta, momentul ăsta, deja văd un pic pe ecran, țin să te anunț. Un minut mai avem, Irina, să știi. Imediat. Așa că ne grăbim să o vedem pe Sabău blondă. Da. Hai că destul de rapid, vedeți și contratim. Că trebuie să vă pregătiți. Și contratimp așa? Așa. Mă, parcă îți stă bine blondă, vezi, dar nu prea. Știi, da, ia. Sunt ok. Mă întreabă Augusta dacă sunt ok. Sunt ok. Vezi, Irina, nu știai tu că vii aici la un test sub presiune? Nu, știam, dar e bine. Hai că așa e altceva. Cu șuvițe. Măi! Băi, așa. Ia să te vedem. Stai. Trebuie să fac o piruetă. Wow! Bravo! Doamne, da? Cum așa ești? Da? Da. Așa da? Foarte bine. Da? Foarte bine. Wow, chiar îți dă bine. Wow. Irina, îți mulțumim din suflet. Rămân la mine, da? Stați un pic să vin lângă tine. Sabo, vreau să fii și blondă lângă mine. Hai. Ia uitați, vedeți? Doamne, zici că-s Cristina Aguilera. Chiar da. În pauză facem și niște poze de mult. Mi-am dorit momentul ăsta. Irina, îți mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult că ați venit pe la noi. Eu. Ora următoare, Marcel Pavel, rămâneți cu noi, 9:05.